Administrația din Baia Spre speră să obțină fonduri pentru modificarea stațiilor de autobuz și a zonelor din jurul acestora. Este vorba despre refugiile pentru călători aflate în zona veche a urbei. Ne-am axat atenția spre a prinde centrul vechi al orașului în acest proiect. Parcul de lângă Biserica Catolică încercăm să îl reabilităm în cadrul acestui proiect, unde se va face transferul dintre spre stațiile de autobuz. Edilul spune că se urmărește crearea unor condiții mai bune pentru călători. Asta în condițiile în care foarte mulți dintre locuitorii micului oraș utilizează zilnic mijloacele de transport în comun. Și centrul vechi și piațeta veche a orașului dorim să o reabilităm tot pe acest stil și să rămânem cu piatră cubică pe jos și cu zone pietonale cât mai multe, cu zone verzi cât mai multe, astfel încât să dăm posibilitatea cetățenilor de a avea o zonă în care să iasă și să simtă în largul lor. Fiind vorba de stațiile din zona veche a orașului, primarul a afirmat că acestea vor trebui realizate în așa fel încât să se integreze în arhitectura zonei.